Leul moldovenesc își menține poziția în raport cu moneda unică europeană. Banca Națională a stabilit pentru vineri, 7 februarie, un curs de 19 lei și 17 bani pentru 1 euro, la fel ca joi. Valoarea dolarului american crește cu 3 bani și ajunge la 17 lei și 42 de bani. Leul românesc costă 4 lei și 2 bani, cu un ban mai mult decât ieri. Hrivna ucraineană și rubla rusească rămân la aceleași valori de 70 și respectiv de 27 de bani.